Bun găsit, suflete dragi! Aceste semințe minuscule sunt eroul necunoscut al lumii plantelor. Când vine vorba de a mânca pentru o sănătate optimă, există un aliment care nu ar trebui să lipsească din lista ta. Mici și modeste, sunt pline de nutrienți și au un impact semnificativ asupra sănătății, fiind bogate în acizi grași omega-3, lignani și fibre alimentare. Ele contribuie la îmbunătățirea sănătății cardiovasculare prin reducerea tensiunii arteriale, inflamării și îmbunătățirea elasticității vaselor de sânge. Pe lângă reducerea tensiunii arteriale, semințele de in sunt benefice și pentru digestie, un risc mai mic de anumite tipuri de cancer, diabet, obezitate și poate chiar ușura simptomele menopauzei, care, printre multe alte neplăceri, pot include adesea probleme gastrointestinale. Probabil că nu-ți vine să crezi când oamenii de știință folosesc cuvinte precum miraculos atunci când vorbesc despre semințele de in. Un jurnal medical a publicat o recenzie asupra unor studii științifice intitulat Semințele de in, mecanism miraculos de apărare împotriva anumitor boli critice. Cert este că acest studiu a sugerat că, în cazul de față, cuvântul miraculos nu este prea departe de adevăr. De ce sunt semințele de in atât de speciale? Consumul zilnic de semințe ajută la scăderea tensiunii arteriale. Studiul menționat a arătat că persoanele care au consumat 30 de grame de semințe de in măcinate pe zi, aproximativ 2 linguri, timp de 6 luni, au avut o scădere semnificativă a tensiunii arteriale. Au produs una dintre cele mai impresionante scăderi ale tensiunii, obținute vreodată printr-o acțiune care ține de dietă. Acestea conțin acizi grași omega-3, care sunt cunoscuți pentru efectele lor benefice asupra inimii. Acești acizi grași ajută la menținerea elasticității vaselor de sânge, previn înfundarea lor cu depuneri de colesterol și reduc inflamațiile din organism. Pe lângă omega-3, semințele de in sunt bogate și în fibre, care ajută la scăderea nivelului de colesterol, un alt factor important pentru sănătatea inimii. Conțin lignani, un tip de antioxidanți care protejează celulele din corp de daunele cauzate de stresul oxidativ. Acești antioxidanți contribuie la prevenirea îngustării arterelor și la menținerea fluxului sanguin normal. Fibrele din semințele de in joacă un rol important și în menținerea unei digestii sănătoase. Fibrele solubile și insolubile ajută la menținerea unui tranzit intestinal bun și la prevenirea constipației. Dacă vrei să ai un sistem digestiv sănătos, semințele de in sunt o alegere excelentă. Pentru a beneficia pe deplin de proprietățile nutriționale ale semințelor de in, este important să le consum corect, deoarece structura lor dură poate împiedica absorpția nutrienților dacă sunt consumate întregi. Iată câteva recomandări pentru un consum corect. Acestea trebuie măcinate înainte de consum. Întregi, ele trec prin stomac fără a fi descompuse complet, ceea ce înseamnă că mulți dintre nutrienții lor valoroși nu sunt absorbiți eficient. Poți măcina semințele folosind o râșniță de cafea sau blenderul, iar o cantitate mică poate fi păstrată în frigider timp de câteva zile. După măcinare, este recomandat să consumi semințele în scurt timp, deoarece expunerea lor la aer poate duce la oxidarea acizilor grași omega-3, reducând astfel beneficiile. Ideal este să macini o cantitate mică înainte de fiecare utilizare. Semințele de in întregi au o durată de valabilitate mai mare și pot fi păstrate la temperatura camerei într-un recipient etanș. Cu toate acestea, semințele măcinate sau uleiul de in trebuie păstrate la frigider pentru a preveni rânceirea acizilor grași omega-3. Cantitatea optimă de semințe de in pentru majoritatea oamenilor este de aproximativ una până la două linguri, 10-20 de grame pe zi. Această doză oferă suficiente fibre, omega-3 și lignani pentru a sprijini sănătatea generală și pentru a beneficia de proprietățile lor antiinflamatorii și antioxidante. Asigură-te că bei destulă apă atunci când le consumi pentru a susține digestia optimă. Fiind bogate în fibre, atât solubile cât și insolubile, care absorbă apa, dacă nu consumi suficientă apă, acestea pot cauza constipații. Să vorbim un pic despre semințele de in măcinate.
o pulbere cu gustul care ne amintește de cel al nucilor, care poate fi presărat peste fulgi de ovăz, salate, supe, practic peste absolut orice mâncare. Poți chiar să coci alimente la cuptor cu semințe de in, fără ca lignanii sau acizii grași omega-3 atât de valoroși să se deterioreze în vreun fel. Lucru care nu este însă valabil în cazul uleiului din semințe de in. Au o capacitate de legare foarte mare, fiind un ingredient perfect pentru shake-uri groase de tip milkshake. Această calitate face ca semințele de in să poată fi folosite pentru îngroșare în locul amidonului din porumb. Poți folosi semințele de in inclusiv pentru a înlocui ouăle. Atunci când coși ceva, pentru fiecare ou din rețetă, amestecă o lingură de semințe de in cu 3 linguri de apă până când amestecul se îngroașă. Spre deosebire de ouăle de găină, cele din in, numai că nu conțin colesterol, dar sunt pline de fibre solubile, care reduc ele însele colesterolul. Începe treptat. Dacă nu ești obișnuit să consumi multe fibre, începe cu o cantitate mică de semințe de in, o linguriță, și crește treptat pentru a evita disconfortul digestiv. Trebuie consumate măcinate și proaspete pentru a obține toate beneficiile lor nutriționale. Incorporarea lor în alimentație este simplă și versatilă, dar este important să urmezi aceste reguli pentru a maximiza aportul de compuși bioactivi și pentru a evita disconfortul digestiv. În concluzie, semințele de in sunt un super aliment, accesibil și ieftin, cu numeroase efecte pozitive asupra sănătății, în special pentru persoanele care doresc să prevină sau să gestioneze hipertensiunea arterială. O porție mică de semințe de in măcinate adăugate zilnic în alimentația ta poate avea un impact mare asupra sănătății pe termen lung. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pe parcursul acestui material. Vă doresc sănătate dumneavoastră și celor dragi. Să vă fie de folos! Dacă v-a plăcut, mă înclin în fața dumneavoastră și totodată vă rog să-mi acordați un like. Dacă sunteți pentru prima dată pe canalul meu, vă mai aștept și cu alte materiale care să susțină sănătatea dumneavoastră. De aceea vă rog să vă abonați.